Doamne ajută, dragii mei, Hristos a înviat. Am trecut iarăși, iată, în prima lună de vară. Să ne dăjduim că va fi o vară frumoasă și nu doar caldă, uscată, secetoasă, fierbinte, ci una care să fie binecuvântată pentru, pentru noi și pentru țara aceasta. Evanghelia de astăzi, în duminica a cincea, după Paști, este una foarte lungă, după cum o să vedeți, dar și foarte plină de învățăminte. Evanghelia este a samarinencii. Această femeie samarineană, după cum vom vedea, după ce vom citi Evanghelia, era foarte înțeleaptă, credincioasă, în sensul că credea în Dumnezeu, foarte inteligentă și cunoscătoarea scripturilor, că știa din tradiție cam tot ceea ce trebuia să știe un om la vremea respectivă în ale credinței și în același timp foarte, aș să spunem, așezată într-o speranță, într-o nădejde a venirii lui Mesia, a venirii lui Hristos. Nu știa foarte multe teologic vorbind, dar ea l-aștepta pe Mesia. Și vom vedea din acest motiv Hristos si descoperă ei. Ei, acestei femei, se descoperă Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Nu, mul, nu, nu pentru mulți oameni Hristos a descoperit ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Vom vedea peste o săptămână și orbului din naștere îi se descopere la fel că este Fiul lui Dumnezeu acestei femei și lui Petru. Trei oameni au beneficiat de încredințare din partea lui Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. A mai beneficiat și Pilat, aș zice necredinciosul, când a zis, de unde ești tu? Ești tu împărat? Și Hristos nu i-a răspuns. I-a răspuns doar atât, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Așadar, chiar dacă îi intuia anumite lucruri, Pilat n-a avut curajul să creadă. Acestora trei, Petru, femeia samarineancă și uh, naștre, Hristos li se revelează el însuși. Eu sunt Hristosul, cel ce vorbește cu tine. Și vom vedea de ce. Femeia aceasta, pe numele ei... Uh, Fotini este numele ei grecesc, nu mai știm care, este numele, care a fost numele ei samarinian, dar în tradiție a fost moștenită cu acest nume Fotini, care înseamnă luminița. De ce? Pentru că ea a fost o lumină sau o luminiță pentru mulți din generația ei. A fost considerată ca una dintre apostoli, ca una dintre cei 70 de apostoli, deși era femeie, pentru că întreaga ei viață după întâlnirea fundamentală pe care a avut-o cu Hristos, ea l-a mărturisit pe Hristos ca fiu al lui Dumnezeu, fiind astfel lumină pentru cei cu care intra în contact, pentru cei uh, pentru care vorbea și cei, pentru cei cărora le propovădea pe Hristos. Luminița, fotinii, femeia samarineană. Să vedem despre ce este vorba. În vremea aceea a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo fântâna lui Iacov, iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere merinde. Femeia samarineancă i-a zis, cum tu care ești iudeu, cer să bei de la mine care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu amestec cu samarinenii. Ne oprim, Evanghelia fiind lungă, să putem să o discutăm pe porțiuni. Samaria este o porțiune din țara sfântă, aflată undeva la mijlocul țării sfinte. Uh, Imaginați-vă Israelul, da? așa, ca pe o fâșie verticală. Sus Galileea, Nazaretul, Marea Galilei, Tiberiada, uh, Genizaretul și toate celelalte. Jos, Iudeea, Ierusalimul, Betleemul, în est, Iordanul și Iordania, în vest, ieșirea către Egipt. La mijloc, între Galileea și Iudeea, această provincie, Samaria. Samarinenii erau un popor din vechile ramuri semitice, erau urmașii unei seminții a lui Israel, dar care, după robia babiloniană, cumva s-a dezis de uh, credința iudaică. Nu vreau să intru în detalii. Spunem doar atât. După robia babiloniană, samarinenii uh, au amestecat credința. Nu s-au mai întors la sinagogă, la templu, la tora, la toată învățătura Vechiului Testament. Au rămas într-o închinare față de Dumnezeul Vechiului Testament, Iahve, Dumnezeu Tatăl, dar au amestecat-o cu tot felul de alte credințe. Cu toate acestea ei se susțineau pe ei ca și uh, urmași ai lui Dumnezeu, deși erau reemnegați de iudei. De asta ni se spune că iudeii și samarinenii nu aveau niciun amestec. Pentru că iudeii numeau pe samarineni câini, ca și pe multe alte neamuri, ca și pe noi toți de altfel. Toți suntem câini în fața Israelului, chiar și astăzi. Și iertată să fie... Uh, Paranteza de actualitate, dar după cum vedeți că se întâmplă lucrurile în Gaza și în Rafah și în tot ce înseamnă lumea palestiniană, Israelul nu dă doi bani pe nimeni, nu doar pe uh, palestinienii de acolo, pe care îi desconsideră, pe noi creștinii ne desconsideră. America le-au spus, bă, nu încurajăm un atac în Rafah. Ce au făcut? I-au durut la Bască, pe evrei, noi suntem IDF, Israeli Defense Force și facem ce considerăm noi de cuvință. Și chiar dacă rămânem singuri, este mesajul premierului Netanyahu. Și dacă rămânem singuri și vom lupta cu unghiile, dar tot vom lupta. Ce înseamnă asta? Că desconsiderăm pe toți ceilalți. Noi suntem Israel, poporul lui Dumnezeu, cu ghinele de rigoare, că de mult nu mai sunt, și restul sunt restul lumii, câinii. Așa erau și samarinenii și cananenii și multe alte neamuri din vremea lor, câini. Numiți. Bun. Samarenii, așadar aveau un templu de închinare, nu mergeau la Ierusalim, tocmai pentru că și ei desconsiderau pe evrei, considerându-i mult prea tradiționali și rupți de învățătura cea adevărată și nu mergeau să se închine la templul lui Solomon din Ierusalim, ci ei își construiseră un templu pe un munte acolo în Samaria, Garizim, la care aduceau jertfe lui Dumnezeu. Erau total rupți așadar religios unii de ceilalți, deși aveau ascendența comună în Dumnezeu. Ca să știm, Samaria de astăzi sunt tocmai teritoriile palestiniene pe care le tot uh, bombardează din când în când evrei și palestinienii înapoi tri trimit rachete și așa mai departe. Uh, capitala acestor uh, teritorii palestiniene este Ramallah sau Ramallah, uh, undeva în mijlocul Samariei. Uh, tocmai din acest motiv, pelerinii nu pot vizita. Acest puț al lui Iacov, fântâna lui Iacov, săpată de patriarhul Iacov, pentru că este în teritoriile palestiniene și e complicat de ajuns acolo. Dar, pe vremuri, existau multe modalități de interacțiune. Cu toate acestea, iudeii, când treceau din Galileea în Iudeea și invers, aveau două rute mari. Ori mergeau prin vest, către Marea Mediterană, ori mergeau, urcau pe Valea Iordanului, prin est, granița actuală dintre Israel și Iordania. Dar niciodată nu treceau prin Samaria, pentru că erau superiori, se purtau cu o maximă aroganță cu samarinenii. Ei, iată că Hristos trece prin Samaria, tocmai în ideea de a o întâlni pe această femeie. Nu ni se spune explicit, dar evident că această femeie avea să însemne sau avea să aibă un rol deosebit în misiunea de propovăduire a Evangheliei și Hristos a într-un mod explicit să se întâlnească cu ea și cu locuitorii acelei cetă, cetăți, pe care o și numește Sihar. Bun. Merge la fântână și zice, dăm să beau apă. Și femeia, bineînțeles că rămâne uimită. Cum tu, care ești iudeu, ceri apă de la mine? Că tu ești iudeu. Ai două motive să nu vorbești cu mine. Unu, ești iudeu și nu vorbești cu mine că ești cu șapte clase deasupra sau cu o sută. Și doi, ești un bărbat. Bărbații nu vorbesc cu femeile, pentru că femeile sunt obiecte în cultura iudaică și în cultura musulmană de astăzi cum să vorbească un bărbat și deu cu o samarineancă femeie. Și iată ce îi răspunde Hristos. Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce ți-a zice dăm să beau, tu ai fi cerut de leș și ți-ar fi dat apa vie. Femeia a zis, Doamne, nici găleată n-ai și în fântână e adâncă. De unde ai dar această apă vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, iată, patriarhul, care ne-a dat nouă această fântână și el însuși a băut din ea și fiului și turmele lui? Iisus i-a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da eu, nu va mai înseta în viac, căci apa pe care eu voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Ne oprim din nou. Iacov, da, trecând prin Samaria, a săpat această fântână, a dat o moștenire neamului său și așa mai departe. Ce vrea să spună Hristos despre apa aceasta? Orice apă, orice materie Orice lucru material din lumea aceasta este trecător și în același timp ciclic. Vedem și noi înșine, da? Bem apă și peste câteva ore însetăm. Și ne vine medicina și zice beți 2 litri de apă zilnic, că nu știu ce. Da? Însetăm, că asta este. Ne deshidratăm, consumăm apa, o eliminăm și din nou bem. La fel era și cu fântâna aceea. Făcea parte din lumea materială, deși era uh, săpată de Iacov, omului Dumnezeu, cel care a avut o întâlnire de gradul zero, am putea spune cu Dumnezeu. Oricine bea din apa aceasta, zice Hristos, va înseta. Cu alte cuvinte pentru noi, oricine mănâncă, bea și trăiește doar în lumea aceasta, va înfometa din nou, va flămâzi din nou, va înseta din nou, va avea din nou necesități, pofte și așa mai departe. Dar cel care va bea și va mânca din hrana și din băutura pe care eu voi da, nu va mai înseta în veci. Cel care va bea din Sfânta Împărtășanie și va mânca Sfânta Împărtășanie, nu mai va avea nicio problemă cu nimic în veci. Pentru că veșnicia este o veșnicie a spiritualității lui Dumnezeu și ne-a dat ca arvună trupul său și sângele său spre mâncare și spre băutură, ca să nu mai însetăm și să nu mai flămânzim în veci. Ok, la vremea respectivă femeia nu putea să știe prea multe, dar deducem inteligența femeii că zice imediat, spune, Doamne, dăm să beau apa asta. Dăm să beau. Nu, nu știu cine ești tu, cu siguranță nu ești mai mare decât Iacov, deși dacă ar fi știu că este Hristos, s-ar fi închinat, lucru pe care îl va fi ulterior. Nu știu cine ești tu, dar totuși dăm apa asta. Pentru ca să nu mai vin aici în fiecare zi să iau. Dăm să beau apă pe care tu dai să nu mai însetezi niciodată. Adică, deocamdată, uh, după cum vedem, discuția este în plan material. Femeia vrea să scape de o corvoadă, devenirea în fiecare zi la izvor ca să ia apă. Și are impresia că apa despre care vorbește Mântuitorul este o apă la fel de fluidă, dar care este sățioasă și nu mai dă sete niciodată. Și, normal, orice om vrea să nu mai aibă probleme de nicio culoare nici de relaționare, nici de muncă, nici de nimic. Să fie totul confortabil. Și această femeie voia să fie confortabilă, să nu mai fie în fiecare zi la izvor să ia apă. Dăm să beau. Și Isus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis, n-am bărbat. Isus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, că cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia i-a zis, Doamne, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Isus i-a zis: Femeie, credeți-mă că vine ceasul, că nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nici nu veți închina Tatălui. Voi, veți, voi vă închinați, samarinenii, căruia nu știți. Noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din Iudei este. Ne oprim din nou. Ce face Hristos? Provoacă mintea acestei femei. Da? vede că este dispusă să înțeleagă ceea ce el propovăduiește și o provoacă la modul intelectual. Cum? Spunându-i o profeție, povestindu-i despre viața ei, du-te și-a dus bărbatul, n-am bărbat. Adevărat ai spus că ai avut cinci bărbați și ăsta nu ți este bărbat și atunci ea rămâne din nou uimită, perplexă. Este profet. De unde știe acesta că eu am avut cinci bărbați și că ăsta cu care stau acum nu mi este legitim? De unde știe? Sigur, este profet. A, dacă este profet, hai să-i pun o întrebare care mă chinuie de mult. Unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele nostru Garizim sau la Ierusalim? Cum vă închinați voi, Iudei sau cum ne închinăm noi, samarinenii? Și aici intrăm, dragii mei, într-o înțelegere, aș spune, profundă a ființei omenești, la care ar trebui să medităm. Vedeți, femeia aceasta, în momentul în care realizează că Isus are darul vederii înainte, nu știa că este Dumnezeu. Vede doar că este un profet și că are darul vederii. Și-a cunoscut-o și pe ea și casa ei și familia ei și istoricul ei. Și îi pune o întrebare fundamentală pentru noi toți. Care, iată, este și pentru ea o întrebare fundamentală. Cum să mă închin în mod drept? Cum să-L slujesc pe Dumnezeu în dreptate? Vedeți noi, oamenii secolului 21, Superstițioși, dragii mei, secolului 21, fugim după miracole referitoare la viața materială. Vă spuneam, să ne fie nouă confortabil. Și mănăstirile noastre, unele dintre acestea, pentru că și acolo călugării care sunt onești, sunt foarte mulți călugări onești, sinceri și smeriți în România. Dar din nefericire, dragii mei, și nu mi-e rușină să spun, și sunt și mulți călugări care mimează sfințenia și care exploatează superstițio Hai să spunem, aplecarea către superstiție a poporului. Și care, atunci când vine la ei cineva, să dau mari profeți, dau sfaturi, dau lecții de viață, dau rezolvări la cheie duhovnicești. Ce face omul zilelor noastre când merge la un părinte cu har, de la o mănăstire din vârful munților, care trăiește izolat și face și drege? Ce face? Merge și se apucă și îi spune. Vai, părinte, ce să mă mai fac? Copilul meu nu merge la biserică, copilul meu a plecat în străinătate, copilul meu nu se măsoară, copilul meu este nu știu cum, soțul meu mă bate, soțul meu bea, eu nu-mi găsesc de muncă și așa mai departe. Atenție! Toate aceste lucruri referitoare strict la viața materială de aici. Unul nu merge, sau poate unul din milion, merge și spune, părinte, sunt foarte îngândurat că nu știu ce să fac să mă mântuiesc. Părinte, spunem ce să fac, cum să viețuiesc ca să mă mântuiesc. Părinte, spunem cum să fac să dobândesc viața cea de veci. Nu! Nu mergem la mănăstiri și la preoții cu har să aflăm despre mântuire, ci să rezolvăm problemele noastre, lumești. Căsătoria copiilor, credința copiilor, sănătatea noastră, alcoolismul soțului, violența soțului, trâncăneala soției și toate celelalte de care ne lovim zilnic. Toate astea le vrem rezolvate ca prin farmec, de către guru din mănăstiri, de către părinții cu har din mănăstiri. E, această femeie ar fi putut și ea să spună, a, văd, Doamne, că ești profet. Ia, spunem tu mie, cât mai am de trăit? Ce trebuie să fac ca să-mi fie bine? Ce trebuie să merg ca să și să împlinesc ca să nu mai scot apă, să am bani, să și așa mai departe. Să am o viață confortabilă. Că asta este creștinul Dumnezeu să mă iertă, dragii mei, creștinul ortodox în majoritatea existenței lui, da? Hai să zicem 70%. Umblător după confort lumesc și pentru că el nu-l poate obține, îl cere la Dumnezeu prin preoții cu har. Doamne, vreau sănătate, vreau vindecare, vreau căsătorie bună pentru copii, vreau servici bun pentru mine și pentru soț, vreau să nu mai bea soțul, vreau să nu mă mai lovească, vreau să nu mă mai înjure, vreau să nu mai aia, vreau să nu mai aia. Totul se referă la confortul material și lumesc. Această femeie înțelege în schimb despre despre ce este vorba cu viața ei și cu lumea. Și caută singurul lucru esențial în care să nu greșească. Doamne, cum să mă închin? Cât mergem dintre noi la mănăstiri, dintre marii noștri creștini bătători de mănăstiri. Și întreabă, Doamne, ce să fac să nu mai greșesc? Cum să trăiesc ca să nu mai greșesc? Cum să mă rog corect? Cum să postez corect? Cum să viețuiesc corect? Astfel încât să -ți fiu ție bine plăcut și să mă mântuiești când voi pleca din această lume. Prea puțin, dragii mei, prea puțin pentru că noi căutăm prin Dumnezeu materialul lumii și îl luăm pe Dumnezeu drept furnizor de bunuri și de servicii. Această femeie repet, în schimb înțelege cum stau lucrurile. Și atunci Hristos, pentru că vede că și știe că are cu cine discuta, îi spune foarte frumos. Vine ceasul și acum este în care adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinător își dorește. Duh este Dumnezeu și ceea ce se închină trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și a zis femeia, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos, când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, punctul culminant, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Deci unde a dus discuția? inteligența femeii și căutarea ei sinceră de Dumnezeu și de închinare curată au dus la revelarea lui Isus ca fiul lui Dumnezeu că îi spune în duh și în adevăr trebuie să vă închinați nu în munte nu în templu nu mai știu eu ce la ce mănăstire făcătoare de minuni nu mai știu eu ce biserică făcătoare de minuni ci în duh și în adevăr adică ce înseamnă în duh în toată deplinătatea sufletului meu sunt chemat să mă închin lui Dumnezeu. Nu cu buzele, Doamne miluiește-mă, Doamne miluiește-mă, Doamne miluiește-mă. Nu doar cu gândul, Doamne miluiește-mă, Doamne miluiește-mă. Nu doar cu trupul, fac zece mătănii, ci în duh, în duh, adică în toată ființa mea. Sufletul este această materie necorporală care străbate fiecare celulă a ființei noastre. Cu toate celulele ființei noastre, cu tot sufletul nostru suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu. Cum? În adevăr. Ce înseamnă în adevăr? Unde e adevărul? E la catolici, e la ortodoxi, e la neoprotestanți, e la hinduși, e la brahmani, e la budiști, e la metodiști, e la scientologici. Unde e adevărul? Că sunt 10.000 de biserici în lumea asta. Ce zice Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Adică cei care doresc să se închine lui Dumnezeu cu adevărat bine plăcut să-i fie lui, sunt chemați să se închine cu toată ființa lor, cu tot duhul lor, cu tot sufletul lor, lui Hristos, care este adevărul. Asta înseamnă închinarea în duh și în adevăr, din toată ființa mea și să mă închin lui Hristos, care este parte din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ăsta este adevărul credinței, la care suntem chemați cu toții. Femeia înțelege lucrurile, dar nu este convinsă și demonstrează încă o dată o foarte bună și profundă cunoaștere a scripturilor. Știm că trebuie să vină Mesia, zice. Când va veni Mesia, ne va învăța pe noi tot ce trebuie să știm despre închinare. Și văzând Hristos că ea cunoaște aceste lucruri și îl așteaptă cu toată inima ei pe Mesia, i se descoperă ca Dumnezeu. Eu sunt Mesia, cel ce vorbește cu tine. Repet, un mare privilegiu pentru luminița, pentru fotinii, datorită căruia ea a devenit apostol și una dintre, unul dintre cei mai râvnitori apostoli, chit că a fost femeie. Bun, mai departe, uh, discuția se mută într-un alt plan, vin ucenicii, nu intrăm uh, iar în amănunte, ci mergem direct la versetul 39 ca să continuăm epopeea femeii samarinence, luminiței, și zice așa, mulți samarineni din cetate, a, începem așa, femeia și-a lăsat găleata, deci a uitat acolo găleată și tot și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate câte am făcut, nu cumva acesta este Hristosul și au ieșit din cetate și veneau către el. Adică ea deja era convinsă, nu, era, nu, nu doar că i s-a spus că este Hristos, dacă Mântuitorul i-a zis, eu sunt Mesia, eu sunt Hristosul, cel care vorbește cu tine. Ea era convinsă de acest lucru și a fugit repede nu ca să ceară părerea celorlalți, ci ca să-i convingă pe ceilalți că l-a întâlnit pe Hristos. Veniți de vedeți un om ce mi-a spus mie toate câte sunt. Nu cumva este el Hristosul? Ea știa că este Hristos, dar vedeți rușinea aceasta omenească. Cum să-l mărturisească ea de față cu toți necredincioșii ăia că este Hristos? Ar fi luat-o poate drept nebună Deși s-a dovedit până la finalul Evangheliei că n-au luat o drept nebună, dar s-a temut, așa cum noi toți ne temem, dragii mei, să-L măturisim pe Hristos. Suntem într-un mediu poate necredincios sau ateu sau semicredincios și când se face mișto de biserică, de preoți, de toate învățăturile creștine, nu luăm atitudine că zicem, bă, nu ne facem de râs, no, poate au și ei dreptatea lor, dar nu-i treaba mea. E, femeia n-a făcut acest lucru ci s-a dus să mărturisească, nu cumva este acesta Hristosul și totuși avea o reținere. Deși i s-a spus, eu sunt Hristosul, ea totuși avea această reținere omenească pe care o avem noi cu toții. Când suntem chemați la mărturisire, hai totuși să nu deranjăm, să nu fim luați de nebuni, să nu râdă de noi. Cu toate acestea, repet, femeia a reușit să-i convingă și veneau din cetate către el. Și ce au făcut samarinenii? Au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. După ce au venit la el, samarinenii îi rugau să rămână la ei. Atenție, a rămas acolo două zile. Două zile. Predicate pe munte a fost câteva ore. Ce-a vorbit două zile samarinilor? Cu siguranță foarte multe. Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Asta este esențial. Iar femeii îi spuneau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine ne-am auzit și știm, că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul Lumii. Ăsta este de fapt finalul către care a vrut să ducă Hristos toată această întâmplare. La recunoașterea faptului că este Hristos și la acceptarea de către acea cetate a faptului că, iată, El este Hristosul. Și au crezut în El cu toții. Nu erau iudei, nu erau galilei, nu erau uh, din Iudeea, nici din Galileea, erau samarineni. Adică oameni paria pentru credința oficială a Israelului și cu toate acestea ei au crezut că este Hristos mântuitorul lumii. Galilenii au crezut, așa, într-o mică parte. Iudei au crezut, n-au crezut, că de-aia l-au răstignit. Împreună, cu, în frunte cu fariseii, cu cărturarii, cu învățătorii de lege, l-au răstignit pentru că n-au crezut că el este Hristos. Și iată un neam care era paria pentru ei și îl desconsiderau, au crezut că el este Hristosul. De fapt, acest, acești samarineni, dragii mei, sunt nimic altceva decât prefigurarea sau simbolismul tuturor popoarelor care sunt astăzi creștine și care au crezut și cred în continuare că Hristos este Fiul lui Dumnezeu Mântuitor Lumii. La mulți ani, tuturor celor ce poartă numele Muceniței, că a murit Mucenicește Luminița, Luminița și Femeilor uh, creștine le spun și le îndemn uh, să aibă acest model al femeii fotini, Luminița, care n-a trăit lângă Mântuitorul decât două zile, dar care a fost un apostol poate la fel de înalt și de. Uh, uh, bine în fața lui Dumnezeu ca și Maria Magdalena. Știți povestea Mariei Magdalena care a ajuns pe la împăratul Tiberiu, propovăduiul pe Hristos, Ei și această femeie luminița, Fotini, a mers din cetate în cetate propovăduindu-l pe Hristos și a primit ca și cu luna vieții ei moartea muncenicească și împărăția lui Dumnezeu. Cinste ei, slavă lui Dumnezeu pentru toate și până duminica viitoare, Doamne ajută și Hristos a înviat.